Suntem la Luncani, în casa fratelui Nelu Tiut. Dumnealui este unul din păstorii bisericii de aici, implicat din tinerețe în lucrarea lui Dumnezeu. A trecut prin multe experiențe ale vieții, prin multe încercări. Dumnezeu l-a ocrotit, l-a binecuvântat și l-a păstrat cu sănătate și cu viață. Și astăzi avem ocazia să ne mărturisească din nou, a mărturisit în multe locuri, dar astăzi din nou va depune mărturie despre felul în care l-a cunoscut pe Dumnezeu, felul în care Dumnezeu l-a binecuvântat și în viața de familie și de slujire, în timpul vieții, în zona aceasta, în multe biserici prin țară și în străinătate. Dumnezeu să vă binecuvânteze, frate Nelu, mă bucur să ne revedem, ne cunoaștem. La fel vă doresc binecuvântarea Domnului. Ne cunoaștem de mulți ani și uite că Domnul ne-a păstrat cu viață să ne întâlnim, să vorbim despre lucrările lui Dumnezeu și să mărim prin laudele noastre numele Domnului. Lucrarea aceasta, cum am spus de fiecare dată, are ca scop proslăvirea lui Dumnezeu și întărirea noastră în credință și a tuturor celor ce vor asculta mărturiile acestea. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vă ascultăm, fratele. Trebuie să încep cu relatarea despre locul nașterii în lumea aceasta, unde pentru prima dată am văzut lumina zilei. În anul 1952, în 26 ianuarie, localitatea Petrilaca, comuna Cuci, județul Mureș. Copilăria mi-am petrecut-o în casa Domnului, mama mea fiind credincioasă, frecventa biserica penticostală din localitate, mă ducea cu dumneiei la toate întrunirile și părtășiile frățești, joia seara, sâmbăta seara, cum era pe atunci, seara de rugăciune, duminica dimineața. Și din copilărie mi s-a sădit în inimă, mi s-a întipărit în inimă cuvântul lui Dumnezeu, cântările de laudă spre slava Domnului. Și copilăria mea a fost zdruncinată. La vârsta de 11 ani a murit tatăl meu și fiind orfan de tată, am avut parte de puțini ani să mai am pe pământ și mamă. La vârsta de 16 ani și mama a plecat la Domnul. Și fiind orfan de ambii părinți, circumstanțele vieții, împrejurările, întristările, necazurile, lipsurile, m-au determinat să-L caut pe Domnul, să-L caut din toată inima pe Domnul. Și îmi amintesc de un eveniment care s-a petrecut când aveam vârsta de 15 ani, mama mea încă trăia când aveam 15 ani. Primăvara următoare, când aveam 16 ani, în anul 68, Domnul a chemat-o acasă, dar la vârsta de 15 ani, în 5 noiembrie 1967, în localitatea aceasta unde locuiesc de aproape 50 de ani, a fost o nuntă, o soră de-a soției era mireasă. Mirele era din Oarba de Mureș, județul Mureș. Când s-a terminat căsătoria, programul de nuntă, cântări, predici, rugăciuni, masa, nunta și o parte din ei au dorit să petreacă pe mireasa acasă la Mire, în Oarba de Mureș. Și două camioane
cu prelată, cu bănci, cum era pe vremea aceea când se transporta muncitorii pe șantieră. Au fost închiriate de la fostul CEAPEU și s-au dus, dau o camioane cu nuntaș să petreacă pe mireasa acasă la Mire, în Oarba de Mureș. Nu era un pod de beton peste râul Mureș cum e acum, în prezent. Era doar un bac, o platformă care, peste care se trecea, se urcau și tractoare, și mașini, și oameni, și tot ce era animale, un scripete cu o frânghie de oțel legată de la un țărm la celălalt și așa se traversa, așa se trecea râul Mureș atunci. Și acolo, în Oarba de Mureș, nuntașii, când au ajuns acasă, la Mire, s-a făcut din nou program de nuntă, cântări, rugăciuni, predici, poezii, s-a dat și masă și noaptea, în jurul orei 12, deci după miezul nopții, când s-a terminat programul de acolo, nuntașii să se întoarcă acasă, mireasa a rămas la Mire și a trecut prima mașină. Cum a coborât de pe țărm, pe bacul acela, a trecut fără probleme. Când să treacă a doua mașină, a coborât de pe țărm, pe platforma respectivă, pe bac, roțile din față au urcat sus, iar roțile din spate au rămas chiar pe dunga bacului, pe dunga podului. Și din balansul acela s-a dus bacul cu mașina până la jumătatea Mureșului. S-a ridicat de partea din față în sus, iar partea din spate a alunecat și a coborât în apă, adâncime de 6 metri. Și din 24 de persoane, 14 au murit. 14 și-au găsit sfârșitul vieții sub valurile apelor. Între cei 14 a fost fratele Zachei Rad de la Cecălaca, era un om al lui Dumnezeu, un proroc prin care vorbea Domnul, avea vedenii, descoperiri, dar de cunoștință, predica și Evanghelia, era și prezbiter, păstor, cum spunem noi mai actual, și era fratele Matei Stoia, un bărbat care avea din partea Domnului vedenii, predica Evanghelia cu atâta har, mi-l amintesc, plângea. Și atâta har revărsa Domnul la predicile lui, de multe ori când se termina predica, se ridica biserica în picioare și urma o rugăciune fierbinte, în clocot era toată biserica. Tot între cei 14 mai cunoșteam pe sora Lidia Mătăsaru, o farmacistă din Luduș. Ea cânta, recita poezii, era o tânără duhovnicească, credincioasă, un exemplu pentru tinerii de atunci și pentru cei ce au urmat apoi. Deci am cunoscut câțiva dintre cei care au trecut din viață. În ziua următoare, în data de 6 noiembrie, fratele conducător de biserică din satul meu natal, din Petrilaca, fratele Gheorghe Precup, aflând ce s-a întâmplat, s-a deplasat la fața locului. Și au văzut pe toți 14 cum au fost scoși de scafandri și aliniați pe țărm. Din ordinul lui Ceaușescu, scafandrii de la Constanța au venit urgent și pe toți 14 i-a scos. I-a așezat pe țărm. Majoritatea dintre ei erau cu mâinile împreunate în poziție de rugăciune. Așa au trecut din viață. Și când s-a întors în sat, s-a întâlnit cu mama la poartă și a povestit la mama mea ce a văzut și ce s-a întâmplat.
Și mama mea, foarte șocată, îngrozită, a început să gesticuleze, își pune mâinile la cap, la sân, la braț. Și eu am înțeles, eram cu copiii pe stradă, aveam 15 ani. Mă jucam cu copiii și când am văzut-o cum gesticulează în timp ce vorbește cu fratele Gheorghe Precup, cu conducătorul de biserică, i-am zis, ceva s-a întâmplat. Cum gesticulează mama așa? Și când a plecat fratele Gheorghe, eu ață la mama. Mamă, s-a întâmplat ceva? Ce s-a întâmplat? Vai, copile, s-a întâmplat un mare necaz, s-a întâmplat o mare nenorocire. Zice, ieri a fost nuntă în Luncani, o fată de acolo s-a căsătorit cu băiatul fratelui păstor, fratelui prezbiter din Oarba de Mureș, Cătan. Și zice, când nuntașul a petrecut pe mireasa acasă la mile, după miezul nopții, când s-a întors nuntașii, zice, o mașină s-a răsturnat în Mureș și zice, dintre 24 care au fost în mașină, 14 au trecut din viață. Și zice, între ei a murit fratele Zachei, fratele Matei, sora Lidia Mătăsaru. Eu pe ăștia îi cunoșteam, că veneau mereu la rugăciune, veneau în biserică, în satul meu natal. Pe restul nu-i cunoșteam. Dar zice, mama, copiile, necaz mare în familia lui Mireasă. Zice, acolo au murit 4 în familia Miresei. A murit un băiat, singurul băiat care era la părinți, că erau vreo 9 sau 10 fete. Băiatul era căsătorit, a murit cu soția lui. A murit o fată din familie de 26 de ani și a murit un ginere. Era vorba de primul soț al soției mele. Soția mea era atunci căsătorită cu Gavri și Iacob și avea o fetiță de 3 ani, un băiat de 1 an și însărcinată cu a treilea de 7 luni, urma după 2 luni să-l nască pe al treilea. În casă pe chilie. Când mama mi-a povestit treaba asta și eu știam câțiva dintre ei pe care îi vedeam mereu că veneau în biserică la Petrilac, așa, cel puțin o dată la 2, la 3 luni, vizitau biserica, în mine a intrat așa un cutremur, un șoc puternic și am venit spre centrul satului, de unde locuiam noi, spre prăvălie. Și pe la toate colțurile ulițelor erau adunați grupuri de oameni care vorbeau despre ce s-a întâmplat azi noapte. Cum mașină cu pocăiți penticostali s-au cufundat în apa Mureșului și din 24, 14 au murit. Și eu, la vârsta mea de 15 ani, mi-am pus așa întrebarea, eram așa cuprins de o durere și de o... tremuram pur și simplu. Și am început să zic, Doamne, Iisuse, cum ai îngăduit tu să moară fratele Zachei? El avea 9 copii, era prezbiter, era proroc. Să moară fratele Matei? Știu de asta au rămas vreo 4 copii. Să moară sora Lidia Mătăsaru, care recita frumos poezii și cânta și... Și dintr-o dată aud o voce, o voce atât de blândă, atât de odihnitoare, atât de pașnică, atât de alinătoare pentru sufletul meu, parcă mi-a liniștit toate dimensiunile sufletului și a Duhului. Și îmi spune așa, pentru ce, odraslă, mă întreb de ce am îngăduit așa? Eu sunt Domnul care dau viața și iau viața. Eu rănesc și eu tămăduiesc. Oare nu te-am ales eu pe tine ca prin tine să vindec o rană? Dar ce înțelegeam eu, copil la 15 ani,
Doamne, eu te întreb, îngrozit și cutremurat și întristat de ce s-a întâmplat, cum ai îngăduit asta. Eu nici nu știam că există scris în Biblie cuvintele astea. După mulțime de ani am descoperit și am citit că exact așa e scris. În Deuteronom, în cântarea lui Moise, eu sunt Domnul care dau viața, eu viața, eu rănez, eu tămăduiesc. Și îmi spune, oare nu te-am ales eu pe tine ca prin tine să vindec o rană? Eu nu înțelegeam despre ce-i vorba. Primăvara următoare, mama a plecat la Domnul în 68, luna mai. Și a trebuit să părăsesc satul natal la vârsta de 16 ani și am venit la un frate de-al meu, mai mare, la Chețan. Și o trebuit să fac clasa 8-a, pentru că în copilărie eu am fost mult bolnav de reumatism și internări în spital câte 3 luni, câte 2 și o trebuit să ajung să repet și clasa 8-a, așa a fost înainte de a muri mama, am fost iară internat în spital pe la Târgu Mureș, pe la Iernut. Și în clasa cu colegii din Chețani era o fată din familia de frați baptiști, singura familie de frați baptiști care exista, care era în vremea aceea în Chețani. Și Lidia, colega mea, zice, Nelu, nu vii și tu seara la noi? Zice, să mai strâng vecini, mai vin dintre colegi. Și zice, mai cântăm, mai ascultăm câte un cuvânt din Biblie, ne rugăm. Zic, ba da. Și m-am dus. Și am început în familia respectivă cu o parte din colegi, ne-am împrietenit așa, mergeam seara și apoi părinții lui Lidia, fratele Gheorghe, sora Cia, cum îi ziceam noi atunci, ne vorbea despre Domnul, ne cânta, ne punea și pe noi să cântăm, ne mai rugam. Și odată s-o hotărât să se facă o strângere la familia unor prieteni apropiați de gara din Chețani și să ne strângem acolo. O promis niște tineri din Biserica Baptistă din Câmpia Turză, din Vișoara, că vreau să vină în vizită, să facă cunoștință cu noi. Și m-am dus și acolo. Și în timp ce era casa plină de prieteni, au venit grup de tineri din Vișoara, din Câmpia Turzii, de la Bisericile Baptiste, se desfășura un timp frumos, cu cântări, se vorbea despre Domnul, câte un frate, așa câteva minute pe rând, se recita poezii. Eu dintr-o dată aud o voce. Ieși și du-te repede cu primul tren în Luduș la Mătăsaru. Când am auzit vocea asta, ecoul acesta lăuntric, mi se părea că toată casa aude, toți, același lucru. Mă uit în stânga, în dreapta, văd că nimeni nu o sesiza nimic, își continua fiecare activitatea în cântare și dintr-o dată mi se repetă vocea a doua oară. Nu întârzia, grăbește-te. Du-te cu primul tren în Luduș la Mătăsaru. Și atunci, emoționat așa de vocea asta și am văzut că nimeni nu o auzit numai eu, mi s-a părut ceva de neînțeles pentru mine. Și am ieșit afară. Și fratele meu la care stăteam, Nelu, unde te duci? Zic, trebuie să mă duc repede până Luduș. Zic, cu primul tren. Păi cum faci tu gestul ăsta, te duci în Luduș, aici au venit tineri din Câmpia Turză, din Vișoara, să facă cunoștință cu noi, să stea de vorbă cu noi, cu tine. Și zice, tu îi lași baltă și te duci în Luduș. Zic, nu-ți pot explica, dar trebuie să mă duc.
Și era gara la 200 de metri de unde era familia la care eram adunați. Și ajung la gară și sosește trenul de la Războieni, personalul, și mă urc în tren. Mi se părea parcă o luptă puternică între două forțe, între două tabere. De o parte, o șoaptă îmi spunea: mă, tu ai nebunit, ți s-o stricat mintea, tu ai halucinații, cu tine nu e în regulă, cum te duci tu, mă, să cauți acum carul cu fân? Că ți s-o închipuiție, ți s-o năzăriție. Păi, asta nu poate fi decât o nebunie, mă, ești posedat de ceva demon. Și cealaltă parte parcă îmi așternea în inimă o pace. O voce: fii pe pace, sunt cu tine. Eu te voi călăuzi. Și acum, în perioada asta, câțiva kilometri, 6 kilometri de la Chețan până la Luduș ca să ajungă trenul, eu mă gândeam: Doamne, păi n-am o adresă, să știu cartierul, strada, numărul, cum mă duc eu să caut acum carul cu fân? Râde lumea de mine. Eu te pun la încercare, Doamne. Mama îmi spunea când eram mic: copile, pe Domnul putem pune la încercare și El ne va răspunde. Și eu m-am gândit așa: Doamne, eu te pun la încercare, dacă de la tine vine vocea asta, cu primul sau cu a doilea om, când mă dau jos din tren, să mă întâlnesc cu Mătăsarul. Și voi ști că tu m-ai călăuzit. Și ajung, mă dau jos din tren. Era între sărbătorile de, între Crăciun și Anul Nou, forfotă multă, lume multă, alții care veneau de la Războieni să meargă spre Târgu Mureș, alții așteptau trenul de la Mureș spre Războieni, alții de la Luduș să plece spre Bistrița. Lume multă, peroanele încărcate cu mulțime de oameni. La cine să mă adresez eu, Doamne? Dar mă râde lumea. Cum, ce întrebare pot eu să pun unui om de Mătăsar, fără adresă, fără stradă, fără nimic concret? Și la un capet de peron observ un bătrânel. Să mă duc și întreb la un bătrân: zic, bună seara, nu vă supărați, eu nu sunt de pe aici, zic, că cunoașteți dumneavoastră aici în orașul ăsta, în apropiere aici, un loc, o casă unde se adună oamenii să se roage, că cum eram sigur, dacă mă călăuzește Duhul Domnului, doar nu mă trimite la un restaurant sau la o discotecă sau la un birt. Mă călăuzește într-un loc unde sunt oameni credincioși, care se roagă, care se închină Domnului. Și bătrânul, când auze că cel întreb, zice: mă, băiete, du-te prin spatele gării și acolo înainte și apoi mai întreabă tu, și acolo știu că este o casă unde se adună pocăiță. Când mă uit bine la el, el cu țigara între degete. Mi s-a spulberat orice nădejde, n-a zis, într-adevăr, o halucinație, o stare de moment, o zminteală, o nebunie, eu nu pot să înțeleg ce-i cu mine. Nu s-a terminat orice speranță. L-am văzut cât țigara între deci. Mă duc la peron, mă uit acolo pe fișier, când e primul tren care vine de la Mureș să se întoarcă spre Războieni, să mă întorc înapoi acasă. Și s-a terminat cu toată problema. Și o voce, o șoaptă duioasă: da, tu m-ai pus la încercare. Și ai spus că cu primul sau cu al doilea om. Păi tu n-ai întrebat decât pe primul. N-ai întrebat și pe al doilea. Du-te prin spatele gării, cum ți s-a spus. Și mă uit pe afiș, că am timp, zic, hai, fac și încercarea asta. Și m-am dus prin spatele gării, unde și unde la stâlp era câte un bec, și grăbesc pasul, mă duc acolo și ajung din spate pe un domn îmbrăcat într-o haină de piele, cu o geantă în mână. Bună seara, bună seara. Zic, nu vă supărați, domnule, eu nu sunt de pe aici. Locuiesc la un frate al meu, un Chețan, mi-au murit părinții și aș vrea să vă întreb aici, pe strada asta, cunoașteți dumneavoastră vreo casă unde se strâng pocăiții, unde se roagă, unde se adună, fac adunare?
Și da, tinere, și eu acolo mă duc. Și când mi-a spus că și el acolo merge, deja au început să mă cuprindă niște emoții și o frică chiar, și mă gândeam, Doamne, dacă eu îl întreb pe omul ăsta de Mătăsaru și el zice că e Mătăsaru, eu și pic jos. Eu nu mai am putere să rămân în picioare. Să văd cu ochii mei, să experimentez așa direct o minune ca asta. Și am oftat așa și zic, dar nu vă supărați, zic, acolo unde mergeți dumneavoastră, cunoașteți pe cineva cu numele Mătăsaru? Tinere, eu sunt. Credeți-mă, pe moment, parcă se învârtea pământul cu mine și firele de păr din cap parcă îmi vibrau de o tensiune, tremuram. Omul a observat că ceva se întâmplă. Ce se întâmplă? Și am oftat și am început să plâng și zic, nu vă pot spune acum, dar o să vă spun. Îs prea emoționat și prea cutremurat de aspectul acesta. Pot să viu și eu cu dumneavoastră. Cum să nu, tinere, cu bucurie. Ne-am dus în seara aceea, a fost o seară de un har deosebit, a revărsat Domnul în biserică, poezie despre răpire, o recitat o soră de-a lui Lidia Mătăsaru, una Uța, și predici pline de har, cântări, rugăciuni fierbinți. Eu numai asta mă rugam lui Dumnezeu, Doamne, dacă se termină programul din seara asta, fă-l pe fratele Mătăsaru să mă cheme la el acasă, pune-i gândul ăsta în inima lui, să mă invite la el în familie. Eu vreau să cer botezul, să mă botez. Nu mai stau la îndoială. Zic, la minunea aceasta și la călăuzirea aceasta atâta de corectă și atâta de precisă, ce îndoiel să mai am? Și se termină părtășia. Și vine la mine fratele Mătăsaru, no, tinere, cum te-ai simțit? Zic, n-am cuvinte. Eu tot timpul nu m-am plâns în seara aceea. N-a zice, știi ce? În seara asta nu mai merge acasă, că e târziu. Vii la noi în familie, stăm puțin de vorbă, stăm la masă, mai discutăm, să ne cunoaștem. Și pe dimineață te scoli și te duci. Am mulțumit Domnului că mi-a împlinit și dorința aceasta. Vine soția lui, îmi face cunoștință cu soția fratelui Mătăsaru. M-am dus la ei în familie. Eu nu știam și nu cunoșteam despre cuvânt de prorocie prin viu grai. La noi în sat erau două surori care aveau vedenii, aveau din partea Domnului. Și mai povestea surorile la rugăciune, am văzut ce vedea din partea Domnului. Dar cuvânt așa prin viu grai, așa vorbește Domnul o prorocie, nu mi-amintesc să fie auzit pe careva atunci. Și când ne punem să ne rugăm în familie la fratele Mătăsaru, sora a încercat să iasă cu descoperire, cu prorocie. Eu continuam rugăciunea, mă tot rugam. Nu mă știam să mă opresc, să ascult. Și atunci fratele Mătăsaru mă bate pe umăr, zice, încetează și ascultă că este o prorocie pentru tine. Și atunci sora a început cuvântul de prorocie, așa vorbește Domnul, tânărule, apropie-te de mine, eu mă voi apropia de tine, îți voi da bucurii care în inima ta nu au fost. Vine vremea când te voi face un stâlp în lucrarea mea, vei ajunge să mergi departe, peste mări, peste țări, și vei depune mărturie despre lucrările mele și mărturiile vor ajunge să fie auzite până la marginile pământului. Astăzi se împlinește din nou lucrarea aceasta. Și zice, în locul în care stai, cheamă-mă, apropie-te de mine și zice, am multe suflete de scos la mântuire. Așa s-a și întâmplat că în 69, în 15 august, a fost primul botez, 5 persoane ne-am botezat, ne boteza fratele Ondraș de la Turda și a luat ființă Biserica Pentecostală din Chețani.
De atunci, din 69 și până astăzi, cei care au trecut la Domnul, cei care au plecat din localitate, că au crescut tineri, s-au căsătorit, sau, mă rog, s-au mutat cu domiciliu în alte. Dar oricum, Domnul a scos multe suflete la mântuire. Slăvit să fie Domnul! Amen. Au trecut ani și a trebuit să fac armata. În 72 am fost dus în armată și în luna august am avut o permisie de 23 august și când făceam armata la CFR-ul în județul Dâmbovița, orașul Găiești, mai aveam un coleg, frate de credință, David Traian. Era din Șoimeni și locotenentul a zis către noi: Tiuț și David, unul dintre voi aveți o permisie de 5 zile. Vă înțelegeți care vreți să plecați și veniți să vă fac foile de drum. Și Traian, colegul meu, a zis: Nelu, tu ești băiat fără părinți, eu cedez în favoarea ta, du-te tu. Și apoi te întâlnești cu frați, poate mergi la vreo biserică și când te întorci îmi povestești și mie cum te-ai bucurat pe acolo. Și așa se face că la întoarcere din permisie am mers la Găiești, județul Dâmbovița, unde trebuia să mă prezint la plutonul de militari, să raportez la locotenent, să-i mulțumesc de permisie și se făcea o curbă mare, așa, vreo 4-5 km, mi-am luat boneta din cap, o pun după centură și mi-am fixat așa punctul unde să ajung. Și am început o rugăciune la pas, așa cu ochii deschiși, cerul era senin și am început să mă rog și să zic: Doamne Tată, dacă ești cu adevărat un Dumnezeu real, chiar real și adevărat, că Tu ești creatorul cerurilor și al pământului și Tu ai creat orice făptură și ființă din cer și de pe pământ și Tu ții în mâna Ta cu adevărat sufletul la tot ce trăiește, suflarea oricărui trup omenesc, Tu mă cunoști, Doamne, că sunt orfan de părinți, fără tată, fără mamă, Doamne, Tu ești Tatăl meu. Eu Te rog pe Tine, dacă ai hotărât ca după ce voi termina armata, mai am 3 luni și mă liberez din armată, urma în octombrie să mă liberez. Dacă Tu ai hotărât să întemeiezi o familie, să-mi dăruiești o soție, Te rog fierbinte, asta e cea mai fierbinte dorință a vieții mele, fă-mi de cunoscut și vorbește-mi și descopere-mi personal care-i ființa care Tu ai pregătit-o pentru mine, să-mi fie tovarășă de viață. Doamne, scrie în cuvântul Tău că putem să moștenim casa și averea de la părinți, dar o nevastă credincioasă e un dar de la Domnul. Care-i darul pe care Tu l-ai hotărât pentru mine? Asta Te rog, Doamne. Și plângeam, hohoteam în plâns, așa mergând, la pas. Și dintr-o dată, fraților, parcă o spintecat văzduh, așa, o flamă, ca un fulger, și asupra mea, la înălțime de 2 metri jumate, 3 metri, ca un vâjit, așa, am auzit un sunet, un sol, care s-a oprit asupra mea și a strigat. Vocea aceea am crezut că a răsunat tot universul. Fii pe pace, Nuța, de la Luncan. Acolo așa am rămas, nemișcat câteva momente. Zguduit, cutremurat, de fiori aceștia, o șoc puternic în ființa mea, și-am oftat și-am stat câteva momente și-am zis: Doamne, ce e asta? Mă, știam pe sora Nuța de la Luncan, că a rămas atunci cu evenimentul ăla din 5 noiembrie 67 la nunta lui sora ei, i-a murit soțul, i-au rămas la vârsta de 27 de ani
o fetiță de 3 ani, un băiețel de 1 an și gravidă cu al treilea de 7 luni, urma să-l nască după 2 luni pe al treilea. Știu că-i vas de lucrare, Doamne, că Tu ai înzestrat-o cu dar de prorocie, cu vedenii, cu cunoștință, cu descoperiri. Oare trece prin ceva încercare, trebuie să mă rog pentru ea? Și dintr-o dată vocea mi se repetă și îmi spune: dar Tu ce mi-ai cerut? Să-ți fac de cunoscut care e ființa care am petrecut, care am pregătit-o pentru Tine. Fii pe pace, Nuța, de la Lunca. Interesant. Da, foarte interesant. A trecut 3 luni de zile, am scăpat de armată și când am scăpat de armată, stăteam la un frate de-al meu și am început să iau o hotărâre înaintea Domnului, 40 de zile de post. Și numai seara mâncam, dar timp de 40 de zile de post, una ore întregi mă rugam, citeam Biblia, cântam, mă rugam, citeam, zi și noapte stăruiam în rugăciune. Cu ce scop? Nu pentru căsătorie. Asta păstram în mintea mea și în inima mea, ceea ce Domnul mi-a făcut de cunoscut despre planul de căsătorie cu soția. Dar eu doream să ajung la starea aceea de curăție a cugetului. Citeam în Scriptură și auzeam frații predicând că Apostolul Pavel a zis lui Timotei: Timotei, să păstrezi credința și un cuget curat, pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Și eu doream mult să ajung la curăția cugetului. Fiind tânăr, cum e un tânăr? No, se luptă cu poftele firii pământești, poftele ochilor, poftele carnale, gânduri, cugete. Doamne, Tu poți prin sângele Tău să mă curățești, să-mi limpezești cugetul, să-mi limpezești mintea, să-mi dai putere să mă păstrez curat, că-i scris, să se lesă cel rău de gândurile lui și omul nelegiuit de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care are milă și care nu obosește iertând. Și după ce s-au terminat cele 40 de zile, zic la fratele meu: haide cu mine să mergem undeva la rugăciune, să aduc o jertfă de mulțumire Domnului. Domnul m-a ajutat să pot să duc la îndeplinire cele 40 de zile. Și mulțumesc Domnului și zic: Doamne, e prea puțin atâta. Eu mai iau 100. Și am mai luat 100 de zile. Și ați mâncat numai seara. Numai seara. Și în timpul zilei nici apă, nimic. Nici apă, nimic. Numai mă rugam, citeam, cântam și așa. Lucrați? Era și la lucru în timpul ăla? Perioada aia nu, că nu m-am fost angajat chiar în timp ce eram cu 140 de zile de post. Urma apoi din luna februarie anul următor. M-am angajat la Combinatul Metalurgic Câmpia Turzii. Și stăteam în gazdă la niște bătrâni, între timp m-am dus în chirie, când m-am angajat la Combinatul Metalurgic pe strada la Minoriștilor, la familia Bondor, erau niște bătrâni scumpi, primitori de oaspeți. Na, și acolo stăteam înaintea Domnului în rugăciune cu ei și Domnul acum mă determină situația să ajung să-i spun la soție. Cum să-i spun ei planul de căsătorie care mi-a descoperit Domnul? Și am venit într-o seară și spun: sora Nuța era cu copilași acasă, stătea în gazdă la ea și o soră de-a ei, că era în construcție cu casa. Zic că mă cunoașteți, că-s băiat fără părinți, am scăpat de armată. Zic, Domnul mi-a făcut de cunoscut planul de căsătorie, dar zic, eu n-am îndrăzneală să-i spun la sora, de felul meu timid, sfios, nu te rogi Domnului pentru mine. Să am curaj să-i spun la sora despre planul ăsta. De fapt, chiar la dânsa a fost. Și ea spune: păi, cum să nu? Zice, mă rog, dar ție dacă ți-o descoperi Domnul, du-te și spune-i că ai dreptul să te căsătorești, ești băiat scăpat de armată,
Și dacă nu acceptă, zice, Domnul are altele și îți va rândui pe alta dacă e refuză. Păi zic, nu e așa, zic, nu altele și nu alta, zic, e numai una și zic, aia trebuie să fie. Și bun, zice, dar de unde e? Păi zic, e din Luncan. Din Luncan? No, și începe ea să mă întrebe de toate fetele care erau atunci în biserică. De toate, absolut de toate. Și niciuna, 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 eu îi spuneam cum Domnul mi-a vorbit, dar nu-i spuneam numele despre cine vorba. După ce de două, de trei ori mă întreabă de toate, a început Duhul Domnului să miște puțin și la inima ei și să îi zică, păi tu de toate l-ai întrebat, de ce nu-l întreb și de tine? Dar nu m-a întrebat de ea, doar atât o zis, zice, dar sora aia e credincioasă? Păi zic, da, să dea Domnul să fiu măcar pe jumătate pe cât ea. Chiar așa? Zic, așa văd. Și zice, o întrebare care aici m-a prins, zice, auzi, te mai întreb ceva, sora aia are vreun dar? Și atunci am zis, da. Și când am zis, da, atunci ei și-au pus capul pe masă, pe mâini, și-au început să ofteze, și-au schimbat culoarea feții. Și-au zis, auzi, e cumva vorba de mine? Zic, da, sorănuță, e vorba de dumneata. Mă, eu mă gândeam, Doamne, mă repede cumva și zice, pe mă, băiatule, tu ești tânăr, eu sunt femeie trecută prin așa necazuri, am rămas trei copii. Era și o diferență de diferență vârstă. De vârstă, 12 ani, sigur. Nu mi-a zis așa, dar eu atâta i-am zis, soranuță, zic, te rog foarte frumos, în numele Domnului, du-te unde știi că îți vorbește Domnul să te convingă Duhul Domnului. Și zic, spune-mi pe urmă, dăm răspunsul. Și am plecat și ajung la Câmpia Turzii unde stăteam în gazdă. Mă pun pe genunchi și zic, Doamne, Tată, îți mulțumesc că m-ai călăuzit să pot să ajung să-i spun la sora Nuță de planul tău, de planul de căsătorie, căsătoria mea, planul tău cu privire la căsătoria mea cu sora Nuța. Și zic, mai am o singură dorință. Te rog, fă-i de cunoscut la mama ei, la mama socră, chiar în noaptea asta. Zic, fă-i de cunoscut că e planul tău ca eu să mă căsătoresc cu sora Nuța. Și să meargă dimineață până în ziua să-i spună. Și dimineață până în ziua bate la geam. Nuța se scoală și se duce la ușă și o vede, mamă, ce-i cu dumneata la ora asta? Tu, fată, hai să spun tu, eu nu știu, parcă am văzut ca în realitate. O fost vis, o fost vedenie, dar vedem ca în realitate. Vedem pe tatăl tău cu un car și zice, toți ginerii noștri trebuia să încarce carul cu niște saci. Și între ginerii noștri era și băiatul ăsta fără părinți, zice Ioan de la Chețan, că stăteam la fratele meu la Chețan. Zice, a venit un sol și mi-a spus, fii pe pace că și el va fi unul din ginerii voștri, că trebuie să se căsătorească cu Nuța. Mamă dragă, zice, aseară au venit și mi-au spus. N-au zice, uite-te ce te rog, stai cu copiii, eu mă duc în București. Cunoștea acolo niște surori bătrâne, sora Ionescu, alte surori pe acolo, una sora Fira, erau peste 80 de ani, dintre ele erau vase de lucrare și s-au rugat împreună cu ele. Și a fost o descoperire așa, cât despre tine, fiică, care ai venit din depărtare, eu te-am ales din pântecele maicii tale, te-am pus deoparte pentru lucrarea mea, ți-am pus în gură trâmbița să sun din ea. Zice, în locul pomului pe care l-a dezrădăcinat furtuna și l-a smuls din rădăcină, am hotărât să așez altul plin cu roade. Tu nu te împotrivi că-i planul meu. Și atunci i-au întrebat, soră, pe ce linie e lucrarea asta? Păi soră nu ți-ai pe linie de căsătorie. În locul pomului care l-a dezrădăcinat furtuna din casa ta,
Domnul hotărât să așeze altul. Tu să nu te împotrivești. Și apoi s-a întors din București și s-a dus din nou la Borhanci, a avut tot așa, s-a dus la fratele Gheorghica, s-a dus la Hiria, tot așa Domnul i-a vorbit, că în fața ei era o poartă după poartă, stă un tânăr, așteaptă să deschidă ușa, să-i dea mâna și să meargă împreună pe drumul care Domnul l-a hotărât că-i planul lui. Și în cele din urmă au acceptat ca să ne căsătorim și s-au scurs, fraților, în primăvara viitoare, în 27 aprilie, să împlinesc 50 de ani de când suntem în lucrarea Domnului. Slavă Domnului! Slăvit să fie Domnul! Apoi, ce să vă spun despre lucrările pe care le-a făcut Domnul? V-aș pune o întrebare la partea aceasta. Cum ați trecut peste faptul că era văduvă, avea 3 copii și era și o diferență de vârstă? Da, eu am privit ca o lucrare mare, mare, de care nu mă consideram vrednic. Zic, Doamne, e prea mare lucrarea Ta, Tu să mă învrednicești pe mine să devin soț la o soră care Tu ai ales-o să fie un vas de cinste în casa Ta, un vas de lucrare. Și m-ai pregătit prin anii mei de orfan de părinți să devin tată la 3 copii orfan de tată. Pentru mine asta era o lucrare măreață. Câți ani aveați atunci? Vreo 23 de ani, 22 jumate, 23. Și așa acomodarea cu copiii? A fost minunată. Copiii, m-am apropiat de ei, m-am împrietenit cu ei, mă jucam cu ei. Tot timpul încercam să le spun din cuvântul lui Dumnezeu, să îi fac să învețe psalmi pe de rost, pasaje din Scriptură, capitole din Proverbe. Și ați acoperit golul de tată. Da, 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 da. Niciodată, pe urmă, Domnul, la vreo 2 ani jumate, ne-a dat împreună un băiețel, Peneluțu, care acum e păstor în Spania, la biserica din Calpe și pe acolo la mai multe biserici slujește. Dar niciodată eu n-am zis am un copil. Eu întotdeauna am știut am 4 copii. Mi-a dat Domnul 4. Și după ce a crescut mare, s-a căsătorit, care a fost relația cu dumneavoastră? Până în ziua de astăzi mă iubesc pe mine atât de mult și sunt așa de atașat și a lipit de mine toți nepoții, toți copiii. Și v-a spus tată tot timpul? Tot timpul îmi zic tată, ticule, nimeni n-are în lume un tată ca noi, nimeni n-are în lume un bunic ca noi, spun nepoții cei 14. Și soția recunoaște. De multe ori a zis copiii, mai mulți sunt la tine ca la mine. Asta a fost și este bucuria mea de plină. Lăudat să fie Domnul! Slavă! Nuțica, care are 4 copii și acum stă la Cluj, s-a mutat de la Deva pentru că toți copiii sunt la facultate, 3 au terminat, al 4-lea, cea mică, cum a terminat anul întâi. Ea niciodată, când cineva o întreabă de unde ești, de-a cu ești, nu spuneți de-a lua Nuța, spuneți de-a Nelutiot. Așa zice Teo, așa zice Iacob. Frumos. Da, toți, da. Mă iubesc mult de toți și mă respectă. Și ce-o rămas sădit în ei, că noi tot timpul ne rugam, veneau frați din toate colțurile țării, apoi după Revoluție, de peste tot, pentru diferite cauze. Copiii au iubit mult, mult cercetarea Duhului Sfânt pe care o simțeau în timpul rugăciunii. Toți au ajuns botezați de Duhul Sfânt, cu Duhul Sfânt. Și în ziua de astăzi, când vin acasă, prima lor dorință, ori de câte ori vin, din Germania, din Spania, din Cluj, din Deva, primul lucru să ne rugăm. Ei doresc rugăciunea și cercetarea Duhului Sfânt și prezența Duhului Sfânt în viața lor.
Învață pe copil calea care trebuie să urmeze și când va îmbătrâni nu se va bate. Slăvit să fie Domnul, așa este, da.